După lăsarea întunericului, centrul strălucea de luminițe, iar de la balconul primăriei se auzeau glasurile colindătorilor și acordurile instrumentelor muzicale care îi însoțeau. O atmosferă de sărbătoare de care s-au bucurat printre fulgi de neac câțiva mureșeni care s-au oprit să asculte cele 9 coruri ale bisericilor din Târgu Mureș, dar și să se încălzească cu un pahar de vin sau ceai. Am luat un pahar de vin și am luat pentru fete ceai. Cum mi se pare acest spectacol? N-am cuvinte să vă spun. Sunt aproape de 60 de ani, dar așa ceva, nu pentru copii, că pentru oamenii mari. Foarte frumos. E frumoasă inițiativa și se potrivește și cu vremea, se vede că vin sărbătorile de Crăciun și plăcut, e frumos. Astea ar trebui să fie mereu asemenea spectacole, mai uităm de necazuri. Am venit să facem poze și am auzit cântecul și e frumoasă. Este specială, se observă și din spate și oriunde. E faină, e frumoasă. Am venit numai așa, în centru și am auzit și am venit să ascultăm. Astfel încearcă de 4 ani încoace reprezentanții primăriei să ureze sărbători fericite locuitorilor municipiului. Și acum am fost obișnuiți, toate corurile bisericilor din Târgu Mureș, în fiecare Crăciun, ajung de Crăciun, vin și ne colindă și vreau să le mulțumesc pe această cale. Se pare că anul acesta a fost un an mai binecuvântat, pentru că față de ceilalți ani, anul acesta avem zăpadă.